Bună tuturor, bine ați venit pe Gopi Channel. Astăzi vom face o rețetă de post, o rețetă foarte simplă, ușor de făcut, o rețetă foarte gustoasă. Iată, aici avem ingredientele, să vedem de ce avem nevoie. Deci, avem nevoie de 2 dovlecei, super ingredientul dovlecelul. Dovlecei sunt foarte bogați în vitamine și minerale, stimulează digestia, mențin sănătatea tractului digestiv și au un efect antiinflamator. Mai avem nevoie de un ardei cu ceapă, pătrunjel, eu o să folosesc și rădăcină, roșii decojite, tăiate cu bulețe, boia, o jumătate de linguriță de sare, o jumătate de linguriță de vegeta, opțional, un cățel de usturoi, curcuma, opțional, dacă nu-ți place nu o să pui, și avem aici un morcovel, avem nevoie de ulei, eu o să pun ulei de măsline, o să pui și ulei de floarea soarelui, nicio problemă. O să folosim și piper, ok, să ne apucăm de treabă. Dăm morcovul prin răzătoare. Dăm și bucățica asta de pătrunjel. Și ceapa. Iată, am tăiat dovlecei în bucăți potrivite, nici prea mari, nici prea mici. Dăm drumul la foc. Dăm uleiul. Adaug ceapa. Călim până devine translucidă. După care adaug morcovul și pătrunjelul. Mai călesc câteva minuțele. Acum o să pun ardeiul. Ardeiul gras. Amestec. Perfect. O să pun și dovlecei.
dovlecei vor lăsa zeama lor. Cu toate acestea, eu voi mai adăuga puțină apă, foarte puțină. Așa. Voi lăsa vreo 7-8 minute. S-au înmuiat. Acopăr puțin. O să adaug boiala. Amestec. Adaug și roșiile tăiate cu bulețe. Amestec din nou. Mai acopăr puțin. Și o să las așa în jur de 7-8 minute. Îmi place ceea ce văd aici. Adaug sarea și vegeta. Adaug și cățelul ăsta de usturoi, un cățel baban. Urmează să pun o linguriță de curcuma, după cum vă spuneam, opțional. Miroase foarte bine. Un piper. Ce ziceți, dragii mei? Ce preparat minunat! Vă asigur că este foarte gustos. La sfârșit adaug nelipsitul pătrunjel. Îmi place foarte mult să pun pătrunjel în preparatele mele. Opresc focul, acopăr și las așa între 7 și 10 minute să se pătrundă aromele. Iată, o să vă prezint acest minunat preparat. Uitați cât de bine arată. Foarte colorat. Iată. Arată foarte, foarte bine. Și vă asigur că gustul este unul nemaipomenit. După ce trece postul, sau celor care nu țin post din diferite motive, o combinație perfectă, puțină smântânică, super!